Andreana Mașnic este femeia care nu se teme să se afirme, nu se teme să își expună punctul de vedere și este gata mereu să susțină și să ajute femeile în activitatea acestora. Experiența acumulată în cadrul Academiei de Liderism Feminin a ajutat-o să se implice cât mai mult în viața politică. Astfel, Andreana Mașnic ne oferă o serie de păreri pozitive despre implicarea ei în cadrul Academiei. Participarea mea în această Academie minunată a început de anul trecut. M-am informat de pe site-ul civic.md și am văzut acest anunț că este selectarea participanților în cadrul Academiei și am deplinit și eu formularul și să vă spun sincer, nu credeam că o să fiu selectată, dar spre marea mea bucurie am fost selectată la acest proiect și îmi pare foarte bine. O femeie ar trebui să se facă auzită prin modul ei de implicare, să dorească mereu să se implice în lucru, să-și spună poziția, să se teamă de aceasta, viziunea, să-și o spună clar și mereu să fie pentru promovare, pentru participare, pentru implicare. Deci eu mă regăsesc în această listă și am considerat că e timpul și să încerc să mă mai învăț ceva nou în cadrul acestei academii. Totodată, Andreana Mașnic ne vorbește despre impresiile făcute pe tot parcursul proiectului, despre experiența minunată și despre dezvoltarea pe care a observat-o în activitatea ei profesională. Impresii foarte bune și să vă spun sincer, asta e o ocazie unică unde putem să ne învățăm foarte multe lucruri care ne învață arta vorbirii. Am avut întâlniri cu politologi, cu doamne, deci cu ambasadori, adică experți naționali și internaționali care lasă amprentă în dezvoltarea noastră și de la care mult putem să învățăm. Ea susține faptul că viitorul nostru este în mâinile noastre. Consideră că pentru a obține rezultatul dorit este nevoie de multă muncă și implicare. Astfel, Andreana Mașnic vine cu un sfat sincer atât pentru tânăra generație, cât și pentru femei. Implicați-vă, fiți activi, doriți-vă să schimbați ceva în țara noastră. Noi suntem viitorul și trebuie să dezvoltăm localitatea și mai departe țara și să facem lucruri frumoase, pentru că Moldova merită mai mult, merită ca copilașii noștri să crească cu noi acasă, adică să nu lăsăm și să plecăm după hotare și aici, deci eu consider că schimbarea vine de la fiecare din noi, deci de la sine să începe această schimbare. Sfatul meu este implicați-vă, fiți activi, doriți să schimbați ceva în țara noastră.